Am venit cu gândul creștinesc ca să vă aduc vestea cea bună a colindului strămoșesc și totodată și să mă întâlnesc cu dumneavoastră, cu brașovenii care de fiecare dată ne-ați primit cu mult drag, cu multă prietenie și cu multă credință în sufletele dumneavoastră. Și pentru că de regulă de Crăciun ne-am propus să facem daruri și mai ales vă rog în această seară frumoasă care preîntâmpină venirea Crăciunului să fiți de acord cu mine să-l primim pe moșul care aduce la rândul lui un dar deosebit, pe Maica Domnului, protectoarea orașului Brașov. Hai, moșule Curenie! Haideți să-i aplaudăm! Ea n-avea nimica și tot era bine. Zicea că-i sătulă, care în suflet mâncare destulă. Îi țin minte vorba când mă ținea în poală, că omul e mai bun când rânza e mai goală. În femei și copii, de aceea te caut. Florile d'alme, asta-i casa cea frumoasă, florile d'alme, cu icoane luminoasă, florile d'alme, cu icoane luminoasă, florile d'alme. Mulțumim frumos să vă fericită și la mulți ani. Haideți să aplaudăm Jandarmeria Română și Inspectoratul Județean Brașov! După ce am lansat CD-ul, acest CD al nostru cu colinde, al grupului Corona, și am fost prin un mini turneu, să spunem așa, în țară, la Harghita, la Covasna, la Sibiu, chiar și la București, la colegii noștri de la Inspectoratul General și la un post național de televiziune într-o emisiune de largă audiență. Nu puteam încheia mai frumos această prezentare a muncii noastre și a rodului activității noastre de a pune colindele tradiționale românești pe un compact disc, decât prezentându-le brașovenilor și turiștilor care sunt astăzi prezenți în sala Reduta. Nu plânge! Nu plânge, Maică Românie! E rândul! E rândul nostru să luptăm și din pământ cele albe, nici o fărâm să ne dăm. Cam fiecare an tradițional, Ordinul Militar Sfânta Maria, pentru seniorii Brașovului și pentru acești oameni care o viață întreagă au muncit, oferim acest dar de Crăciun, astăzi, aici, la Centrul Cultural Reduta, împreună cu partenerii noștri asociativi, Corul Corona din cadrul Jandarmeriei Naționale Române și a Inspectoratului Județean de Jandarm Brașov, împreună cu tot ce înseamnă asociațiile de seniori de aici, din regiune. Pe scară mândră de ceară, pe scară mândră de ceară, florile sunt albe, se culeagă flori de vară, se culeagă flori de vară, florile sunt albe. Din Hotin și până la mare vin muscalii de-a călare, de la mare la Hotin mereu calea ne-o ațin. Nimic pe lume nu-i mai sfânt, ci mai frumos
Le doresc tuturor brașovenilor sărbători binecuvântate și anul care vine, 2020, să fie un an care să ne unească și să construim împreună, să reușim să schimbăm la Brașov în administrație, pentru că brașovenii merită mai mult, iar Brașov în momentul de față este într-o stagnare. Și s-o ducem lui Hristos, și s-o ducem lui raza soarelui, floarea soarelui, să ne fie de folos, nouă și la neamul nostru.